Percheziții de amploare în toată Republica. 19 persoane au fost reținute în urma celor 170 de controle care au avut loc astăzi în diverse localități. Forțele de ordine au depistat cantități impunătoare de droguri, în valoare de circa 8,5 milioane de lei. Cea mai mare operațiune antidrog care a avut loc vreodată în Republica Moldova a fost realizată de procurorii din Raioane în comun cu Direcția Antidrog și Poliție. În urma perchezițiilor, polițiștii au depistat 4 kg de droguri sintetice, 7 kg de marihuană, 5 kg de plante de mac, 2 kg de etnobotanice, 650 de pastile ecstasy, heroină, o seră cu plante de cânepă și plante uscate de cânepă. Pastile, ecstasy. De asemenea, au fost confiscate 3 arme de foc deținute ilegal și peste 200 de cartușe de luptă. Operațiunea continuă și la această oră. Persoanele implicate în traficul de droguri riscă până la 15 ani de închisoare.